Reforma justiției, în special alegerea procurorului general, este restanța Chișinăului pentru a putea începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie. Declarațiile au fost făcute de comisarul pentru extindere și politică de vecinătate, Oliver Varei, la reuniunea Consiliului de Asociere, Uniunea Europeană, Republica Moldova. La forum a mai fost semnat parteneriatul de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, Republica Moldova fiind astfel prima țară ce are o asemenea înțelegere cu Bruxelles. În conferința de presă de la finalul reuniunii Consiliului de Asociere de la Bruxelles, oficialii europeni au declarat că doar de Chișinău depinde dacă negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE vor fi inițiate în 25 iunie. Cred că mai e încă un subiect care trebuie abordat, cel puțin încă unul, care încă nu e rezolvat. Dar am primit asigurări din partea guvernului că se va face ce e de făcut. Punem accentul acum pe reforma în justiție, mai ales pe desemnarea membrilor organelor, diferitelor organe, cum ar fi, de exemplu, procurorul general, și rugăm Moldova să facă ultimii pași. I-am asigurat pe prietenii noștri de aici că suntem ferm hotărâți să implementăm reformele care țin de agenda noastră europeană. Am reiterat că integrarea Republicii Moldova este și în beneficiul Uniunii Europene. Moldova va deveni un contribuitor de stabilitate și prosperitate în regiune. Este o oportunitate pentru Uniunea Europeană să investească în securitatea regională și este o oportunitate pentru investiții în Republica Moldova. Republica Moldova și Uniunea Europeană au încheiat un parteneriat de securitate și apărare catalogat ca unul fără precedent. Moldova a devenit astăzi prima țară care a semnat un parteneriat în domeniul securității cu Uniunea Europeană. Este prima țară, probabil vor mai fi și multe altele, pentru a crea o rețea de prieteni care să ne ajute să creăm parteneriate solide în domeniul securității, ceea ce include o cooperare tot mai strânsă în domenii cum ar fi cibersecuritatea, combaterea amenințărilor hibride. Anterior, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, a declarat la postul nostru de televiziune că Republica Moldova nu va merge la pachet cu Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană, și asta pentru că fiecare țară va fi evaluată separat. Reuniunea Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova reprezintă o revizuire a relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles și este a opta la număr.